Potrivit datelor oficiale ale Eurostat, speranța de viață a scăzut cu aproape un an și jumătate la nivel european. Constatându-se că în România aceasta este și mai mică, creșterea vârstei de pensionare este aproape imposibilă. Însă președintele PNL Florin Câțu a anunțat faptul că liberalii pregătesc un proiect de lege prin care doresc să crească vârsta de pensionare la 70 de ani. Totodată, executivul a adoptat legislația care interzice cumulul pensiei cu salariul de la stat. Perspectiva de a munci până la 70-75 de ani nu este deloc fericită pentru nimeni, dacă ajungi să te pensionezi la această vârstă, date fiind condițiile de sănătate ale populației la grupa de vârstă de peste 70 de ani. Nu vei apuca să te bucuri prea mult de pensie, însă președintele PNL Florin Câțu nu ia în calcul aceste lucruri și vrea să crească vârsta de pensionare în România. E mult la 70 de ani. E mult, fiindcă la noi omul nu are condiții de trai ca afară să lucreze până la 70 de ani. 55, 60, 65 maxim, cum e acum, mai mult nu. Păi nu e bine, 70 de ani mare om o tură și moare, orică moare, dar nu se știe ce este. La vârsta de 65 de ani era cel mai corect, cel mai indicat. La 65 de ani și femeile să fie și la 62, nu la 65, 70 ca bărbață. Având în vedere faptul că speranța de viață sănătoasă în România este incomparabil mai mică cu cea din Uniunea Europeană, oamenii consideră că ar trebui să ne concentrăm mai întâi pe rezolvarea cauzelor care duc la aceste realități triste, lipsa unei alimentații și a unei vieți sănătoase, condițiile grele de muncă și apoi să vorbim despre creșterea vârstei de pensionare. Eu am lucrat la presă după ce am ieșit la pensie. Nu la să fac eu presă, am vândut. Și m-a prins bine să am activitate. Vreo 10 ani am lucrat ca să mă iau un ban și eu. Partidul Social Democrat nu susține proiectul de lege inițiat de PNL, aflat în circuitul parlamentar, care elimină cumulul pensie-salariu la stat și permite creșterea vârstei de pensionare la 70 de ani. În ceea ce privește creșterea opțională a vârstei de pensionare, prevederea nu ar fi constituțională pentru că asta ar însemna ca persoana în cauză să renunțe la dreptul de a lua banii pentru care a contribuit. În prezent, în România, femeile se pensionează la 61 de ani, iar bărbații la 65. Iar creșterea vârstei de pensionare ar fi un atac împotriva oamenilor care au cotizat o viață la stat.